vreodată? Nu, am înțeles, am înțeles, să-l mutăm. Ci că să mutăm căsuța asta, că își face... Că-i găinăsează mașina, care stă oricum în spațiu public, nu aici loc de parcare. Auzi, știi să citești? Tu chiar nu știi limba română. Adică eu plătesc locul ăsta de parcare și tu îmi spui mie că nu e loc de parcare, dar ai stabilit în chestia asta? Da. Ce calitate ai să stabilești chestia asta? Nu, eu n-am stabilit. Cetățean Cărcotaș. De el care te deranjează că se găinățează porumbei. Spală din când în când mașina și gata. Hai, stai să ne înregistrăm unul cu altul. Dacă vrei să ne înregistrăm, nu e nicio problemă. Mă deranjează, deci una că ați făcut o chestie, nu ați întrebat pe nimeni, da? Poți apuca voi să faceți o găinărie. Păi, dar de ce găinărie spune? Acum vorbesc eu. De ce spuneți găinărie? Pentru că asta păi asta este o găinărie. Este o găinărie, dar este o găinărie... Pentru porumbei. Pentru porumbei, mâncare. Și pentru alte păsări. Deci, de ce nu pui și la șobolan mâncare? Deci punem și la șobolan. Porumbei, să ne înțelegem. Sunt la fel de nociv ca și porumbei. Șobolanul? Da, da, da. La fel de nociv ca porumbelul? Da, da, da. Ce rău face porumbelul? Te găinățează mașina, n-auzi? El cu mașina că poluează orașul, nu dăunează, dar porumbelul... Nu e vorba de porumbei, asta nu sunt pentru porumbei, că vin și porumbei alte chestii, sunt alte, păsările, sunt alte animale. Deci, păsări, animale, și animale vin, fiindcă păsările dau alea pe jos și vin și șobolan, da. Dar nu vi se pare că e o idee drăguță asta? Nu, nu, nu. Nu vi se pare că e o idee drăguță să facem căsuță pe porumbei în timpul iernii să mănânce? Sau păsări, sau dar de ce nu dai la șobolani încă o dată, te întreb? Cum șobolanul trăiește în subsol, mănâncă, atacă oamenii? Astea sunt puse pentru păsări, nu sunt pentru șobolani. Deci te rog, pune-le la tine unde locuiești, acolo n-am nimic împotriva. Deci nu aveți niciun argument logic, doar că... Că-i găinățează mașina. Tu ai deci aveți o un calitate argument logic? De a stabili ce înseamnă logic și ce nu. Da, voi cum să n-am, am capul pe lume. Ai capul și eu n-am capul pe omer, nu? Eu ți-am spus, să vorbim atunci cu argumente logice. Eu ți-am spus care-i treaba. Dacă care-i tu treaba? Nu înțelegi că vin păsările să adună aici să mănânce și să găinățează pe lucrurile din împrejur, deci pe mașina mea... Eu vreau să merg la Mocrea. Eu vreau să intru la Mocrea. Stai că el are porumbei aici, care să găinețeze. Nu o să se mai adune aici, în zona asta. Eu te-am rugat să o pui acum. Păi, dar ideea e că dacă o mutăm în partea altă, până vin oameni din partea altă, cât și că se duce pe mașina lor. Eu te-am rugat. Nu te-am rugat. Mai departe știu păi ce nu, să și, fac, nu și e o eu problemă. Zic, și ne-ai amenințat că o arunci de aici, nu? În ce sens te-am poate amenințat? Fi, tu, nu? Că o să o arunci de aici, poate, poate te filmăm și te dăm la televizor. Și la poliție. N-ai decât. Mă dai tu pe mine la poliție? Pentru ce? Eu sunt poliție. Că ai stricat un bun. Că am stricat un bun? Da. Unul cui? Al nostru. Al cuiva. Tu ce crezi că ăsta este domeniul tău? E al nostru. E al nostru. Exact despre asta vorbeam. Și despre... Există acordul cu cu administrație, ori e public, ori este poate. Este domeniul public în administrația unei asociații de proprietari. Bun, eu te-am blocat să iei asta de aici, da? Și să mă simt partea aia. Partea aia altă unde? Încolo, vreau. Am luat la... Da. Bătălia telefonelor. Da, bătălia telefonelor. Da, nu știu dacă ce asta dai? E... Vion. Comeback, să știi. Da, filmează bine? Da. Nu știu, vă întreb. Nu, al dumneavoastră vă întreb. Ala filmează, da. Vrei să-ți dau înregistrare? Da, aș vrea să facem schimb de Facebook-uri, de-aia transmite în filmările. Și ne luăm neamuri, da. Nu o să, de ce să... Dar eu nu m-am supărat pe el. Eu l-am rugat, dar... Încă o propunere. Dacă facem altă căsuță în altă parte ca să-i derutăm sau mai facem mai mult aici, nu, ca să găinesează lângă mașină, să facem sau îi dresăm. Nu avem decât asta facem, da? Dar îmi place ce am făcut, că ne lăsați așa descurajați, ați venit. Nu, nu-mi place, adică și ce se întâmplă? Voi luați niște bani de la cei care vă sponsorizează și faceți niște găinării, adică niciun lucru. Sunt niște acuzații, ar trebui să faceți niște argumente la acuzații. Găinărie nu înseamnă nimic pentru nimeni. Exact. Asta faceți, ce ați făcut? Dar spunem ce ați făcut voi și ce rezultat aici, asta nu, aici. Întrebarea este, aveți autorizație pentru căsuța asta? Cum puteți să construiți un imobil dacă nu aveți autorizație? Un imobil, da? Poate te crezi...
caiu sau faci niște poante bune. Auziți, dar dumneavoastră ce sugestii aveți? Adică dumneavoastră cum ați îmbunătățit spațiul ăsta de aici? Ar pune betoane. Spuneți-ne, n-a spus nimic concret. N-a zis, a zis găinărie, a zis, n-a zis nimic concret. Spuneți că știți, dar spuneți-ne cum ați face dumneavoastră în sus să ducă facul. Se presupune că purtăm un dialog. Noi vă spuneam că am făcut lucrurile astea aici. Exact asta ți-am spus. Deci eu, fiindcă am acest loc de parcare aici. Care loc de parcare? Exact locurile astea de parcare și locurile închiriate. Da, mă, lasă omul nou. În momentul în care... Nu-i v-ați închis. Nu m-ați întrebat, păi... Punem asta aici, vă deranjează, nu vă deranjează? Din întâmplare chiar am întrebat, singura problemă este că nu a avut nimeni să participe la sesiunea noastră de întrebări, care a fost de 2 sau 3 ori la rând. E, poate mai mult, deci îți dai seama, asta este situația în care vă aflați voi, adică faceți niște chestii care nu interesează pe nimeni. Pe noi ne interesează, am venit din drumul taberei. Știu că vă interesează, fiindcă... Voi luați niște bani pentru treburi. Eu sincer nu iau, eu nu am luat niciun ban astăzi, de prima oară când am participat la această inițiativă civică. Faceți pe banii voștri. E voluntar, da. Știu că poate părea ciudat. Sunt cumpărate de voi pe banii voștri. Nu, sunt cumpărate dintr-un fond, dintr-un proiect pe care noi l-am. Asta nu înseamnă că ne luăm noi bani și băgăm în buzunar. Deci am înțeles, invidia, ați vrut bani. Ați vrut bani și nu ne-am împărțit. Dar de 3 ori ne-a zis de bani, că îi luăm și că ne îmbogățim. De unde ai constatat că eu am vrut și eu bani și nu de pe video am. A, dar acum s-a ajuns că vezi dumneavoastră. Nu, tu chiar vorbești prostii. Deci dumneavoastră trebuie să rămâneți cu ideea asta că noi nu luăm bani pentru ce facem aici. Da? Știi, eu am avut o rugăminte. Înțelegeți asta? Exact asta te-am rugat. Să muți asta de aici, da? Să muți acolo. Am, ce-am zis să dispar? De 3 ori că am luat la cunoștință. Păi și ne ascultați și pe noi să vă spunem și noi? Dacă noi v-am ascultat pe dumneavoastră? Nu ce dorește. Ce vă spunem? Deci, o să vii să-mi speli mașina sau ce să-ți... Ce trebuie să-mi spălați mașina? Nu mi se pare asta că... e în viață, asta e mașina, e că se murdărește de găinață, asta nu, e... Și nu vă spălați, atâta timp când nu aveți garaj acoperit, sub cerul liber, există restul naturii și a universului care poate să vă murdărească oricând. Adică nu să adun aici păsările, da? Dar nu le adun eu, domnule, că nu le chem pe nume, adică nu e ca și cum... Ce-mi ceri? Și noi nu mai punem nimic. Adică hrănitoarea asta nu funcționează decât de iarna. Nu, nu e alimentată. E adevărat. Și găinații acolo perpetu. Adică... spre deosebire de tine, știu că aici găsesc de mâncare. Și ele continuare. Păi vin de ce? Pentru că lumea le aruncă de la balcon. Deci poate că ar trebui să... Poate că ai dreptate, dar asta nu înseamnă că trebuie să mai... V-am și pe voi cu mâncarea asta aici. Pe cine mai aveți? Vecinii care aruncă mâncare de la balcon. Nu, exact ce a spus el, dar nu știu... O să putem să mutăm mai încolo, dar credeți că dacă mutăm mai încolo vă ajută? Da, eu chiar să pot. Eu cred că mă ajută, da? Deci n-a fost o rugăminte aiurea, da? Mi-a fost o somație. Dacă să știți că pe durata lui alimentăm din decembrie până în martie. Atât. Eu vă înțeleg, dar puteți să mutați de acum, nu vă... O să încercăm, adică nu vă supărați pe noi. Nu, eu nu mă supăr. Am încercat să facem niște glume ca să detenționăm atmosfera și să nu luăm bătaie. Am încercat să facem... Că aveam instrumente contundente aici. Da, o să ne acuzați că am adus lopeți ca să dăm cap la oameni. Ideea este că băieții ăștia chiar e drăguț că au făcut această căsuță și dacă e să vă supărați, trebuie să vă supărați și pe parc. Că e parc aproape și vin oamenii și dau de mâncare la porumbei de pe... Acum parcul nu putem să-l extirpăm de aici, parcul de aici stau în parc. Ca și cum ți-aș da una în cap cu ceva și zic după aia, păi da, poate îți dădea și altul în cap, poate vedea unul și îți dădea. Exact asta a spus și tu. Când a zis